Domnule primar, ați avut o misiune de căutare, să zic așa, a unei persoane despărțite de la domiciliu. Este vorba de un bătrân în vârstă de 89 de ani. Înțeleg că familia a anunțat prin 112, prin telefonul cunoscut de toată lumea, poliția, după care ce s-a întâmplat? Bună ziua! Deci am fost anunțat de șeful de post că a dispărut un cetățean din satul Fântânele. Din relatarea care mi-a făcut-o șeful de post, am înțeles că e un cetățean în vârstă de aproximativ 90 de ani, Vasile, care a dispărut efectiv de acasă. Persoanele care au anunțat fiind foarte îngrijorate de absența lui, în speță fiica lui. După ce am primit telefonul de la poliție, împreună cu viceprimarul, am chemat personalul care l-aveam disponibil la acea oară, băieții de la gospodărie comunală, paznici, și am... I-am trimis în zona în care credeam noi că ar fi bătrânul. Am luat relații de la persoanele care l-au văzut ultima dată. Mi s-a spus că ar fi luat-o spre Liteni. Înțeleg că a spus și anunț pe Facebook. Da. Aveți un grup al comunei. Da. Am, între timp, până au venit paznicii la sediul primăriei, noi am făcut un anunț și pe grupul care îl avem pe comună și chiar pe contul meu personal. Oamenii au reacționat deja și spre norocul nostru, unul din paznici a reușit mai puțin de o oră să-l găsească într-un lan de porumb cu un braț de coceni. Era conștient... Dar ce depărtare de localitate? Cam, să spunem, un kilometru jumate. Da. Omul a spus că a mers să strângă niște ciocloși, ciucălăi, cum se spune pe aici, pentru foc. Chiar avea un braț de, asupra lui și nu vrea să-l lase nicicum. Chiar l-a luat paznicul să-l ducă la mașină, l-a urcat în mașină, l-a dus acasă, s-a verificat, l-a dus la dispensar. Medicul i-a luat tensiunea, l-a verificat... I-a pus stare de sănătate și, da. Și am înțeles că avea un grad de scăzut de hipotermie. Da, deci nu era chiar... Vă dați seama, temperaturile pe, la data care suntem sunt destul de scăzute. Așa, și umiditatea mare. Da, o noapte din asta să umble pe câmpuri, la vârsta care o are el, vă dați seama că... Temperatura corpului uman la o anumită vârstă e destul de scăzută. Când am aflat la poliție această informație, am fost încântați în primul rând datorită spiritului civic pe care l-au oamenii de aici din Fântânele. Adică oamenii au reacționat, s-au făcut acele echipe de voluntari de care dumneavoastră vorbiți, voluntari plus angajații ai primăriei, plus poliția de aici din localitate și iată că dacă suntem un număr, domnule primar, putem rezolva multe probleme. Exact. În cazuri din astea umanitare, oamenii uită de toate rivalitățile care sunt sau de toate animozitățile care există între persoane și între familii și pun umărul la căutarea persoanei dispărute. Deci mă bucur că s-a rezolvat într-un timp atât de scurt. Cetățeanul este bine deocamdată. Chiar am vorbit cu asistenta socială să mergem luni dimineață, pentru că acum avem alte acțiuni, luni dimineață să mergem la el acasă și să-i facem o anchetă socială, să vedem condițiile și să vedem în care trăiește și să vedem dacă primăria îl poate ajuta cu ceva ca să nu... A, dacă este vreo cauză socială acolo da, la... Da, la da, 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 da. Să vedem dacă totuși ne putem implica să nu se mai întâmple pe viitor așa ceva.